faimoase. Ce-am vorbit noi de ce? La cântor. Ai auzit gelul? Rămâne cu ochii închiși, da? Le facem tot. Ia lasă-mi mie, că bani. Lasă-mă, du-te la altcuna, hai. Zi, Daniel, o ai? E bine, Gabi, o ai? Da, da, e ok. Atenție! Motor! Ce? Merge. Acțiune! După mine, lumea se împarte în aia care dau lovitura și aia care o încasează. Miștoie în partea unde curge banul, dar unii se scot frumos și cu cepica. Nasolii că nu știi în care parte ești, ca mine. Duceam ca proasta la muncă în fiecare dimineață, deși știam că era un drum greșit. În locul meu, oricare alt ar fi dormit până la prânz și ar fi băut cafeaua în pat. Nu pe stradă cot la cot cu toți mârlanii. Leonora, mamă, ține minte de la mine. Dacă vrei noroc în viață, ia să-mi un prost cu bani. Și tu mergi! Haide cu tăticul, haide cu rița mare, puiu, puiu, haide, haide! Avea dreptate mama, îmi trebuia urgent un prost bazat. Wow! O noapte în cap la muncă și înțărită de atac? Azi o zi specială, nu? Nu, ieri a fost, dar m-am lungit la vorbă. M-aș lungi și eu, un pic. Marcel e de ajuns de fraier, da. N-are bani. Se laudă că face chiftele și că e mai tare ca Terente. Săracu, ce să-i răspund? Răspuns ce vrei. Numai să nu mințezi. Ăsta e Zre. Dă bani oricui îi cere. Dă-i vrea înapoi. Sere, mă jur pe cea mai struncasă gros de bani. Am un plan de ton. Adică de 3 luni nu plătești la datorie, așa cum faci solubila pe loc. Dacă sunt albanezul bun la suflet și nu faci rău la fete, e la mișto? Nu-i nimic. Să vezi la mișto când te-o scoate gorobeții la tabla. Care gorobeți? Noroc și la mata, după suflet. Care-i vacanță, vrei, dar și lucrăm la stat. Sunt în colea, dar nu s-aude că avem de treabă. A, bun, bun, numai nițel să te programăm. Aveam o trebușoară înainte, dar o amânăm și te servim prima tale. Dânsul, dânsa, tot una, tot creștine. O toarșim de bani sau o muiem la oase? Să bage la cap. S-a înțeles. Hai să fie într-un șeaz bun. Cine era? Avem de treabă. Opa, Hent. Ce faci, mă? Te ții de guanji? Nu e bun, nu e de la mine. Nu mai vreau să plece ea. Hai, pii dracu. Cam anacu.
Nu l-aburisem pe albanez. Aveam un plan și mergeam uns. Nu poți bari să ridici o leacă capota stiuiți o leacă pe sub dânsa? Băi, eu o ridic, dar o ridic degeaba. La mașină, afară de să dau drumul la radio, mai am idee, așa, doar idee pe unde-i cricul. Leo! Ce faci, mă, tragi la aghioase? Vă rog să vă scuzați. Muzica aia, mirosă de vaselină, am ațipit. Bă, ce te ațipesc eu? Ia zi, dai banul. Băieți, vă rog să fiți înțelegător. Eu mi-aș da și sufletul, numai... Ce să facă, mă, Garidu, cu sufletul tău? Să-ți-l pună formol? Eu am încercat... Ai încercat? Adică, domn Garidu, e prostul tău, tu așa crezi? Vă rog să mă crezi. Hei, ia-i pe papa 50 de bani, acum trebuie să le cași la loc. Ba, pardon, erau numai 30 de mii. Păi ce, mă, banul-i gratis? N-are și el dobândă, alea. Pe? Ia zi, bă, trupotene, sărăcia de serviciu pentru care ai luat-o banul, merge bine? Merge prost, domn Harfa. În criza asta, să repari și trotinete și tot nu e slab obsea. Păi vezi, dacă nu e cinstit, nici Dumnezeu nu-ți ajută. Ia, ca să nu-ți ieși tu din mână, treci și uită-te puțin la mașina asta, că s-a cam bulit. Adică să repari mașina tot în banii ăștia? Și mă vrei și-și pagă? Treci, mă, și băgă-te sub capul, de când vine dragii pe tine și te fi cu capul în ea, bă. Domnule director, din inimă vă spun, mă uit la dumneavoastră ca la un părinte. Sunteți singura mea salvare, singura mea speranță. Știți, de la o vreme încoace am numai ghinioane. Mama s-a îmbolnăvit, tata a fugit cu alta, vise s-a umplut de purici. Nu știu ce să vă mai fac. A venit și nenorocita aia de întreținere care mi-a pus capac. Vă rog, vă rog, ajutați-mă acum și nu o să vă pară rău. Știi bine că nu se poate. Cum să dau credit unui angajat în bancă? Nu credit, un împrumut. Mai rău. Sunt solubilă 100%. Vă garantez. E musai să fii solvabilă. Dar facem altfel. Vinzi garsoniera, plătești datoria la întreținere și eu te cazez la două camere central, cu pat cu apă, cu jacuzzi, cu tot acâmul. E bine? Bani! Bani mare! Sărănoiule! Dacă ți-ai dat pat cu apă, nu te urca încălțat în el! Boule! Alo, da? Da. O, sfinția voastră, ce surpriză! Da, vai de mine, cum era să uit? Nu. Ce la bagiu? Dar a meritat încercarea. Trec pe seară să fac o bună vestire. Da, 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 sigur. Rămân? Rămân la spovedanie. Da, da, da. Gata și simția noastră are. Sunt gata să primesc penitența. Da. Oh. Bun ar fi gălbaciul ăla cu buburuze. Mi se face prea de bine, mă, că mă gândesc. Oh. Am înțeles imediat că s-a spart ghinionul. Doamne ajută! Mă iuci! Alo, Ezre? Nu ți-am zis eu că sunt solubilă? Da, ți dau pe toți și îți dau și premiu pentru că ai fost alon. Stai așa. Unde rămăsesem? Ah, da,
Da, nu azi, marța viitoare. Marți? Iar faci la mișto? Acum ai cacarisit-o. Da, 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 azi nu marți. Cum? Faci pe banii mei și pe ce? Ce ai, Amecla? Așa faci? Pe tine o să faci! Pe tine o să faci! Unde se miură beții? Numita Eleonora Popescu? Cine întreabă? Dă-ți-mi voie să vă explic. Nu! Dai la zarul până faci bașici. Bași la vena până dai ochii la spate. Și pe urmă faci mișto de albanezul bun la suflet. Nu! Spui la gorobei să aduci și nasul. Ca tot banda. Nu te mai amări, șeful, pentru niște prebușcă. Nu uita de peștele al mare. Nu suntem azi în 15? Shit! Ba da! Curela trebuia să ciripeze până acum. Vezi, asta mă moară cu zile. Rămâni, întârzie mereu. Durează în curul. Ce rângăduință, am o problemă de familie. Ce crură, mă, dubitucul, nu ți-am zis să mă mai caut seara? Gura, că n-am vreme. Vineri se plimbă ursul pe la 10. Și stai ce pune punte, căuci eu, că te-am omoare cu. Maica stareță, cu voia dumitale, astă seară m-aș ruga în chilie. Yes. Yes, 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 cum sport la toți! Hai, pe loc faci petrecanie! Bagă mâna cu dușmani! Gata, umflam balet și trecem la grupa mare. Intrăm la politică! Șefu, ne trebuie un plan și ceva arme mai bazate. Faci mișto la mine? Normal că ai plan, numai rămân, ai plan. Am și arme, adică o să am. Și o să ne fundez și pe ăla care le ai deja. Asta-i plan. Caza cum? Da, 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 da. Îți garantez că o să aibă o surpriză. O să-i băgăm belciugul în nas. Pănimaiu, o, cinharașo. Să fi avut oameni ca tine, numai nimerea el în tancu. Nu, nu beau șampanie că mă baronez. Dau o sticlă, două lăzi de vodcă, nu refuz. Vorba lui Lenin, to a better world. Băi, toarăș. Suntem pe felie. Ce-o fi cu băicuța asta nouă, Filoftea? A venit acum o lună cu făina și fânul de la ajutoare, dar pe atunci rar am văzut o maică. Stă închisă în chilie, bate mătănii și face penitență. Când aud cum șuieră biciul ăla, mă ia cu durere la burtă. Doamne, doamne, cine cadă fi având sărăcuța? Hai, pătrățel, deschide ochișorii. Doar noi vin la mănăstire. Iar? Știi doar că veștile bune mă fac să tremur până la unghii. Mă întreb cum primești o veste proastă. Nu vrei să știi. Cu ce începem? Cu zmotocei lui Sfântul Ilie sau cu degețul lui Dracula? Bidivii lui Rapunzel. E rămâși de șia grăsului bun să-i pălcnești între dește. Ia
Ia spune, domnișoare, ești gata să faci țopă în pătuc? Ia uita. Ai cald, cald. Dacă te apropii de mine, te scuip. Care va să zică, nu te căiește. Mare păcat e să joci la baba Vasi. Dar și mai păcat este să pierzi și să nu plătești. Tu mănică mea, lui Ezre, am și eu mândria mea de româncă. Tu ce ești, mă? Moldovean purit. Ăla de acolo sigur e român, după cum se uită la cracii mei. Aici ai dreptate, dar spune că n-ai fi știut. Cum să joci tu și ești de mie? Nu, după alta, am crezut că o să mă scot din rahat. Și uite cum ai intrat în plânsul. De unde ne dai nouă, mă, patru, știi? Păi... am idee. Pentru asta am pregătit eu pătucoșela. Ca să-ți dea mitale idei. Te bag în trânsul, pun capacul și am să te lăs să faci nani până ți-a venit ideea. Băi, stai, mă, să știi că pe unele fete așa bengoase ca tine le-au mâncat râmenichele de nu mai fost buni nici din vânzătoare la McDonald's. Gata, mă. Ia zi, nu te împungi așa o idee pe tărtăguță, ia zi. Da, 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 da. Bă, trebuie să schimb metoda asta, cum mă lasă ficatul. Dar și are mai idee, nu te coda roade. Domnule, dumitale îți vorbesc. Te văd așa mai milos. E singura mea salvare, singura mea speranță. Știi, de la o vreme încoace am numai ghinioană. Mama s-a îmbolnăvit. Tata a fugit cu alta, s-a împurecat cățelul, știm. Și la Chișinău tot astea-s problemele. Stai, mă, nu fi capsân. Să urțim ideea. Haideți să vă zic ideea. Vineri am un șmen așa de tare, încât o să-i dau bani și lui Ezre și vă o tope atât. E, hai la pătucă, ne pierdem vremea. Nu, mă jur pe ceva, tu mă jur pe mama, mă jur pe mama, trei zile și v-ați tot pe totalul. Dar gata, uite, ce vreau acum, ce vreau acum, nu vezi că n-are. Și lăsăm până vineri. Dacă ne-ai dat țeapă, îți fac eu rost de râme să-ți faci damblau de nebun ce ești. Și cu Ezre ce facem? Măcar să-i tăiem nasul, știi că e sensibil la atenție. Păi și dacă îi tăiem nasul, cum mai iese șmenul? Nu, mai bine ne dăm la fund, îi tragem pe alții de ouțe și vineri, hop, ne ducem la albaneză cu mălaiu și noi la mare. Dă și tu de benzină. Auzi, Johnny? Johnny! Vezi cum se vâră necurat în trânsul și nu-i dă pașii? Poși cadul lău și el a pilanda tot ține coada, bă! Vrei, Giorgione? Corsi! S-o luăm de la cap. Hai să-i dai lui Mistrețu un purcoi de euro. Dai un cazzo! Mistrețu a jucat-o cu un car, prima slurită! Ia mărturisește! Adevărat e cu domn Harpon, așa de față. Și cu domn Baptist, adică subsemnatul. S-a făcut faza, unu? Adică te-a rugat să vergi mălaiul? Și n-ai vrut? Vă fac culo! Carte mă slurită! Pagă un cazzo! Ia stai, băci! Vă vangolo! Asasini! Asasini! Vă vangolo! Asasini! Asasini! Ia întreabă-l acum, să vedem ce mai zice. Bravo, frate, ești deștept. Așadar, faza a doua e plimbarea cu mașina, adică asta. Încă nu-i cu trozneală. Dar tu dai benzina, clar? Așa? Faza a treia, urgii. Te dăm la porș după și te văxuim cu o leacă de papară ca să-i zădărâm o țără, înțelegi? Vorbește, vă românește, că nu înțelegi nimic broscărul. Înțelegi, mă? Și dacă nici amun ai scuipa lozul, vine faza 4. N-aș. Auzi, m-au mai frecați mult. Ori eu trageți, ori mergeți acasă, da? Eu la așa seamără la stilism. Data viitoare conduc eu.
mâncați-mi brocoli cu cârnăciori. Hei, pune băi și dă ochii stele la om. Băi. Mai faci tu, mă, domn Cocola? Hmm? Ia zi, mai tragi pe nas? Eu? Nu! Nu? Treaba ta ce tragi până azi. De-n partea mea poți să tragi și bășin de fată mare. Șpilul e că trebuie să dai banul când trebuie, claro? Aș vrea să mă duc la WC-ul. Nu! Nu! Nu de așa! Ce? Ce, mă? Ce? Nu ia apă, lucrează de o săptămână la canalizare. Poate ai noroc la femei. Nici acolo nu merge. Hai, noroc că am ficat sensibil, că altfel te băga. Auzi? Hai să ne înțelegem, omenește. Tu ne plătești și noi nu te parfumăm. He? Merge? Ba n-am, dar vă dau produse. Bă, moldovene, stau așa și mă gândesc. Ce-o fi, mă, așa nașpa cu țara asta? Nimic merge. Toți mai pe ciordeal, unul pune os. Nu-ți mai merită, mă, să-ți faci meseria ca lumea. Ce nu spui pe lozul din prima, îl chelărești, pac, pac, stai la mari, la bulgar. Ha, dragi, să ne luăm cu un șef. Cine era? Greșeală. Și ce vroia? Crezi că nu să faci nici tu de drept? Nu-i lupat! Hai, te arnați măcar. După cum îl ține azi dimineața, i-a mai și crescut puțin. Că le tai la ouă. E plăcerea mea, șef. Nu, le tai la ouă după ce fac omleta. Nu poți să faci omleta. Gorobeții e în plan. Îi găsești și aduce aici. Instruim să facă treaba. Și după ce face Gorobeții treaba, o să-ți ia rusul plăcerea ta. Kazakov? Tovarăși, a venit vremea să arătați că mama Rusia nu v-a lăsat la vatră de pomană. E vremea să-i deschideți capul albanezului. Vorba bine. Ca să înțeleagă unde răsar și soarele și luna. Adică lăsați pentru o vreme Cucu și Mierla și găsiți-mi papagalii ăștia doi. L-au șmenuit pe Ezre, s-au dat la fund. Așa că-s numai bun pentru mine. Întrebați-l pe dobitocul de oase. Sigur știe pe unde o arnă tărăii ăștia. Băieți, hai ziceți și voi. V-ați gândit cum să facem? Păi dacă n-ai bani, cum vrei tu să faci? Na, mă, băieți, dar ce voi credeți că așa vreau eu să n-am? Uite, credeți-mă, de când sunt eu preda pe lumea asta, n-am avut. Am pierdut la toate alea. Și la pronospoci, pe români, pe italieni, la cuseși, de șai. Și dacă tot pierzi într-una, deși mai jos. Nu pot să mă opresc. Am pierdut tot. Mi-am pierdut și casa, și mașina, și nevasta, și... și locul de veci la fel. Nu pot, mă frig palmele, credeți-mă. Mă, dar Goroveț ca voi, să mor eu mai rar. Credeți-mă, și-am avut parte de unii nasoi de tot.
ce-i drept în faza a treia, n-am mai fost cap. Ma, da, la câtă mardeală mi-am luat, auză, mi-a... Păi vezi că le ai? Atunci știi că nu putem să ne ducem la domnul Oase cu mâna goală. Ce? Ne rupe pe toți trei. Ce să vă dea tata? Ce să vă dea tata? Că v-aș da. Hai ziceți voi ce să fie. Păi pe noi ne trebuie. Dă și tu cu manga la un prieten, la un vecin, la servici. Ia un tablou unde vedeu ceva. Că tu vreau două carabă, acum te fac chipoi. Da, mă băieți, n-am ce să mă anglesc. Eu muncesc la un muzeu. La ce muzeu? La o paleontologie. Băi, vorbește frumos. Nu vreau, paleontologie. Adică se ocupă cu fosile, cu animale vechi. Cu... Animale vechi? Da. Am pus. Nu mai vede domnul Vasi banii în veci. Băi, stați așa. Eu aș putea face rost de acolo de niște oase de pterodactil. Teroșemă? Pterodactil. E un fel de dinozaur zburător. Hai mă, lasă-mă în pace. Păi dacă tot sunt oase de dinozaur, mai bine le dăm pale tale. Uite ce, dacă voi mă luați peste picior, eu nu mai spun nimic și am și plecat. Ia, stai, alo, alo. Stai. Ce-am fac și noi cu niște șolani de... De la zburător. Pterodactil. Păi dar sunt atâția care ar dau avere pe așa ceva, pe asemenea ciolanii. Colecționarii, mă înțelegi? Iar afară, muzeele, spun, fac moarte de om pentru ciolanii de-astea. Auzi, ia, dă-te tu la fund puțin până ne dumirim noi. Adică ne gândim, vedem și noi care e piața la... Pterodactil. Așa? Așa. Da. Îi găsim noi când o fi caz. Auzi, mă? Tu chiar vrei să-i duci oase lui domnul Oase? Așa e dacă faci bani pe el. Bă, tu știi de ce îi spune lui Cărnescu Oase? De ce? Păi numai asta a rupt la viața lui. A fost recuperator fruntaș. Nu plăteai la faza 1, clang? Un os. Nu plăteai la faza 2, clang? Încă un os. Să mor tu. Și numai oase mari rupea. Mână, picior. Da, și cum ai adus la stomac? Da, acum a îmbătrânit și el, s-a retras. S-a apucat de cămătărie. Angajează muși ca noi. La mine se cheamă Bibilic. Și vorbești, mă, așa se cheamă? Da. Bun, atunci tu îi bagi lui Crănescu duma cu oasele. Du-te și mai aduci niște râme, că le-am terminat. Zi-acu, că fac pauză. Să ne trăiți, domn Crănescu. Trage, trage. Ce, bă, ești gabor de măi pe măi cu domn Crănescu? Bă, eu pentru prieten sunt două oase, înțeles? Să trăiți și la mulți ani, domnul Oase. Așa, bă, boldovere. Auzi, ia zi și mie, ce mai face Basarabia aia, tot așa plină de rachet și bagabante? Ne, s-a tirat tăs pe-n veșini. Hopa, a, ne-am dat dracu. Vezi, bă, ce face capitala din om? Bravo, hai, scoate marfa de la preda și fă pași, pași pe covoraș, ca într-un vechi proverb malgaș și mă lași. Domnul Oase, de la ăla, nici dacă-l dăm pirăzătoare, nu scoatem vreun sfanț. Bravo, mă! Trebuia să vii tu peste pomul de frunze să-ți spui chestia asta, adică eu nu știam. Păi de asta v-am angajat? Nu, ne-ați angajat ca pe lângă mușchi să dăm ceva și din bibilică. Păi și dați? Păi dăm, cum să nu dăm? S-o lăsat greu de tot, moșu, dar am scos de la dânsul marfa întâia. Perfect, lasă gargara, scoate marfa, marcă banul. Și să mai lungim vorba. Am pus mâna pe niște oase de pterodactil.
Te rog ce? Dactil. Voi mă lași pe mine întreba că... Că cu vin spumele pe mine și văd ochii de luță. Pterodactil e un dinozaur foarte vechi și zboară. Oase? Ce oase, mă, muhailor? Ce-ți fac eu cu oase? Să le dă la câini? Bă, căcănelor, vă știți ce mănâncă câinii mei? Pe voi vă mănâncă, mă! De ce să... Să fac bani, fac mulți bani! Și bat colecționarii pe dâncle! Și toate muzeile facă banii cu mascula și se fără în vitrină. Bani! Mi s-a că zboară! Bani! Voi știți că la mine banul-i șeful, mă? Se poate precum să nu știm, ne luam noi cu moșul în piept de pomană. Șeful, am găsit 5. Or fi de ajuns? Unde mă ai fost după ele, mă, la Belu? Nu mai întrebe, bagă-ți-le, bagă-le în ciorbă. Adevărul e că de la Preda ori iau ciolanele alea, ori sula mărioare. M-au cam ajuns anii. M-am săturat să-i tot strâng de ouă pe unii pe alții. Cred că am început să mă moi. Hai de mine, dar încă strângeți bine. Oho! Școală n-am prea făcut. Dar tot am ciupit eu câte ceva de la unul, de la altul, de la una, de la alta. Mi-ar plăcea să las ceva în urma mea. Bă, cred că am să dau ciolanele astea de pomană la un muzeu. Să facă și mie o sală acolo, mă. Sala Crănescu, zis oase. Ce frumos. Da. Bă, Baptistule, să știi că ai avut o idee bună, mă. Cu respect, domnul Oase, a fost ideea la amândoi. Normal, mă. Ce gândeam, moldoveanu, domnul Sigur, crezi că nu m-am prins? Hai ușcheala și să veniți cu ciolan în dinți. Bă! Nu prede ai rupeți o labă să nu crede că a scăpat așa ușor. Valea! Ce bă, Vericule, câte lume de la pești în balta aia? Bine, Andrei, mă, te opri, poate că nu mă cunoști. Dă ceva de-n tine, moldovene, că altfel ne fac ăștia mumeal, ajungem în ciorba luase. Cine ai avut idee să faci mișto la albanez? Mă lepă de tovarășul meu, nici dacă mă găurești ca pe Sfântul Sebastian. Deci român n-ai căcat nas na albanez. Păi ce încredere să mai am? Ce business să mai faci cu români? Eu sunt moldovan, să știi. Bun, nimeni nu întreabă dacă tai și dai la canal. Ai cerut nas? N-ai adus. Ai cerut datorie? N-ai adus. Ce să ia albanez de la voi să faci chit? Metoda asta lui Baptistu e din Afganistan. Merge sigur. Da. Atâta puțin rădare dacă mai avem până vineri ca să... Dar dacă vă grăbiți să știți că avem și niște oase. Foarte maloroase. Hai gata cu faci mișto că ne grăbim. Ai cacaresit treaba, plătești. Faci altă treabă mare, gratis. Facem și două treabă mare. Gratis, mai e vorbă. Te duci amândoi la un bloc unde spui eu. Te bagi la beci. Iei doi lade mari și greu și aduci aici. Na, asta faci. Mare căcat. Ei, asta înseamnă că noi nu suntem șorditori. Noi facem business. Eu le-ai dat lade să pui cartofi. Și ai uitat să duci înapoi. Ei, asta e altă treabă. Asta e business. Duceai și aduceai cartofi. Vineri facem piure mare. Bă, ce bani fac ăștia cu ecologia lor, a? M-am găsit odată cu un Kazakov la Bălți. Creștea lipitori și le vindea la ruși, așa la să fie. Ăla e. A. Dar acum crește alte legioane. Nu mă nebunim și legioane. De curte. Intrare prin spate. Vă aștept vis-a-vis. Ați venit fără lăzi, v-am belit. Băi! Băi, îți dai seama, mă? Eu mă țineam după sorul ăsta și mă ăsta ni se ardea cu șai de sunătoare. Ivan, Ivan, Ivan. Să vezi tu și eu să mă-i bucure.
Mamă, ce de cartofi! Auzi, frății, cred că nu e Ivan acela pe care îl știam. Ați observat că aici nu sunt țânțari și nici muște. Plantele astea carnivore le-au halit pe toate. Da, aveți ceva plante, nu glumă? Vreo 200. Le cresc de mici. Dar mănâncă și urechile, mă decavează. Dar de ce stați în picioare? Ia, sit down. Relax. Doar ați intrat la mine ca la voi acasă. Nu, 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 noi doar pentru că... Izinite, că vă risc eu că-s moldovan și avem așa ceva în comun. V-am încurcat cu prietenul meu Ivan din Bălți, care eu cu sora sa. Asta e, v-am confundat. Am înțeles din prima. Doar nu credeam eu că v-a trimis Ezre după cartofi 762 cu pat rabatabil, ridicător la 300 și amortizor de recul. Hai, lasă, că știu cum e. Vă așteaptă Vasile să vă dea cep dacă veniți cu mâna în cur, ha? Săracul Vasile. Ce dor e lumetică de el. Mereu mă întreabă. Să mă cac pe colita asta. Sorry, boss. Dar mitică, eu ciupit mâna lui Alioșa. Bă, ce animal. Trebuie să mănânce numai vacă, dar n-ar ține regimul nici să-l piși cu ceară. Acu' dă el dracului pe tot, că nu mai e bun de nimic fără o mână. Ce ziceam? A, așa. Eu vă dau să-i duceți lui Bouă la cartofii. Dar vă rog și eu ceva, ca între prieteni. Vreau și eu până mâine seară o dubiță ca asta, dar să semene leit. Scris, culoare, toate alea. Dacă nu se poate, nu e cu supărare. Doamne ferici, dar se poate să vă lăsăm noi la nevoie? Dar o vreți așa cheală, că noi putem să-i punem monogramă, putem să-i punem spoilere, să o facem cu neoane? Nu, nu, așa chiar e bine. Sirioja, dați-le băieților două bucăți din lotul de Uganda. Bun, îmi comandă smișorul. Știu, mă, eu le-am comandat. Las că la aia le dăm, dalea de tohan, nu o să se prindă. Hai, Fuguța, că le-a toți dracii pe Vasile. Bravo, mă, v-ați scos. Așa că e mai ușor la adunat cartofi decât să scoți bani de la ora pandură. Dar bunul înțeleg, i s-a făcut o carneală. Dar și ție, bă, pistule, ți s-a arătat? Dar parcă nu erați așa umflați la becle când ați intrat. Te-ai prins. E, uite, ne-a dat cap în casă de-n care te ia primul la ștangă. E, mă. Ce-ai zis, mă? Ia-l domol, Vasile, că-i surmenat. Hei, stai să-l despic, că-și revine una, două. Te împuși cu mine, mă, sărăcie, că dacă nu te fac cu franjuri, te tai cu bulețe, bă. Nu știe nici băta să te pună la loc. Ia uite pe șef! Bă, tu nu vrei să știi cine a câștigat? Mitica a câștigat. A zis să te pup și că te ia la ștangă cu prima ocazie. Și ta s-a zis să te pup. Rusește! Na! Poștă, nu?
salvare bancă, poliție nu pun mâna nici mort. Nu găsești, mă, după la fel, spun eu. Cred că e făcută pe computer, ca să-și poată joc de noi. Știu eu, mă, frățean, dar numai când mă gândesc la sărmanul meu, eu și-aș parcă mă ia așa de pe la talte. Da, nu-i bine. Ha, da, proști suntem. Dar nu trebuie să găsim una la fel, trebuie să faci și una la fel. Cum să facem, mă, una la fel? O croșetăm? Azi că te rezolvă, tete. Scula de scula! Seasca! Dacă se atinge unul de ele, tai la o. Numai eu le dai. Pe inventar. Acum pui la bani la bani. Dai în gât la Ivan cu scula rusească, baci rus la Zuhaus și faceți rei senator. Trebuie să-ți spun la curent. Chiar ești prost, nu te faci. Dacă mai sun o singură dată, le dau la tontele astea fânt și făină de la ajutoare, până își bate step și vacile și maicile. Ai înțeles? Nu mai e marfa ta. E garanție. Când oi veni cu mălaiul, atunci o vezi. Dai kick sau întragi clapa, aleluia. E, nu mai spune. Sunt Gigea Pușculițele. Vezi, nu te juca mult cu ele, să nu faci pipi în pat. De asta m-ai sunat, să împarți bucuria cu mine. Mă, ca la mamă, se scoală când se gândește la călugărițe, la tămâie și la alte astea. Nu, puișor. Când o să crești tu mare, senator sau ce căcat visezi tu că ai să fii, atunci maybe dai cu neasul prin chilie, pe urmă maybe ții lumânarea vreo două, trei ture și dacă iei bacul, maybe ai verde la scorbărică. Așa că mai sigur e să bați o labă. Gata, hai că mă ții și am treabă. Aștept o vizită. Ăla care plângă ursul. Ăla care plimbă ursul? Ei, lasă să vezi ce face Ezrei la ursul. Nu dai marfa? Faci șantaj albanezul Cruella, Cruella, faci prăpăt, Cruella, vezi și tai tot la tine, la maicuțe, la vacuțe, tot! Ai spus să nu iei mișto la Ezre? Acum ai învățat. Hai, du-și la gunoi. Am plătit ieri totul. Tot am plătit. Aiurea! Și pagubele ai plătit, a? Nu v-am spus, am plătit tot. Am făcut 9 km pe jos, am luat toți banii din casă, pe alu vărâmă de mașină, pe alu cuscremea de cavou, tot am plătit. Dar paguba noastră cine o plătește, a? Ți-ai băgat pișoarele în mașinuța noastră care săraca ne-a lăsat în drum și nu pun că am pierdut o căruță de bani. Dar iau și morală ne-a făcut păgubașul, a? 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 Și ce vreți să vă plătesc? E ospitalizarea? Hai, bă, ce dracu, oameni sunt, nu? Ajung 30 de mii. Ălea le-am pus în cui. Păi de unde să mai scot alți bani, că n-am la mine? Uite, n-am dinți de aur în gură, n-am cercel în limbă, în urechi, n-am rinic, n-am picat, fiindcă mi-ați mâncat voi, n-am fost în lagăr. Uite, să-mi dat cioi tu bani, n-am pe mama la produs. Am ulcer, am ghinion, am cosmoarori, sunt petrol!
am vrut să te supărăm așa de tare. Dacă știam, veneam altă dată. Nici nu ne-ai lăsat să spunem că nu ne trebuie banii tăi. Nu? Și noi nu știam că n-ai. Altceva ne trebuie nouă. Ce? Puțin noroc. Noroc e să dai de omul potrivit, la momentul potrivit. Și să-l faci pe loc. Cel mi-a ieșit la fix. Dar dacă știam ce baftă aveau gorobeții, mă stăduia mai mult. V-ați dilit. Las că te descurci, mă, ta, știm că pot. Păi... cum să pot? Nici Josefine nu poate. Mai degrabă fac rost de niște bani. Măi, creștin, tu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu? Dacă vrei, te mă atrăm la patiu până îți revine. No, vina mori, n-am făcut armata la tancuri, în fățar cu greu. Păi, hai să mergem că-l ținem de-ntreabă. Hai că ne-am scos frumos de tot, n-ai ce zici. Cu albanezul ne-am achitat, rusul îi băgăm duba, mai avem să-i ducem oasele, luase și gata, putem să o tăiem la mare. Da, pungeai. La ciușcă n-a gulemătă? Fogul de renu, mersi, m-am săturat de ortodoxi. Nu, partner, mergem la palmieri, la băute cu pai, la găcicuțe cu Florin Buric. Cu ce? Cu Florin Buric? Cu ce bani? Eu să cu smiti, te-ai șupit? Adică ce? Adică suntem proști. Auzi când a zis gagicuța aia că ne dă banii? Vineri. Și albanezul când a zis că face piure? Vineri. Și bășinosul când vrea duba? Mâine. Adică? Vineri. Mă, ce zi e mâine, mă? Sunt apară schiva și de leafă, de unde să știu eu? Dar și crezi că o să ne zică vreunul? No. Dar las că aflăm noi singuri. Ia zi, domn ministru, au reparat ăștia closetul. Nu, nu zic că n-au bani. Nici ei? Nasol, că așa mă trece o căcare. Dar du-te, frate, doar nu știți căpitini. Las că rămâne și cu domn Cocolea și vinim când termin. Poate mai încercăm o dată. Ce zici, mă? Nu, vă dau tot ce am în casă și, da? Și la bar și mai da. Ieși și paga de la sare pe dăcotoarul de lumină. Ai văzut, mă, că metoda mea e mai bună decât râmele tale scrăboase? Ia o varză, că ăștia n-au hârtie aici. Așa, bă? Domn ministru, ai văzut că se poate? Ei, n-am mai mâncat așa de bine de când m-a luat tovară și iura la vânătoare. Da, băi, domn Cocolea, ia treci tu încoace, că vreau să ne facem mai intim. Hai, stai jos acolo, stai jos acolo. Ia zi, bă. Tu, în afară să tragi pe nas și să prăjești cârnați la ăștia, cu ce-ți mai pierzi timpul, a?
Sunt student la cibernetică. Noroc cu tău, bă, mare noroc, nu așa, bă, da. Altfel veneam aici și mâncam moca zi de zi, ca aia de la primărie, știi? Făcând așa, dacă ne dai ce ne trebuie, te-am pupat, ne mai vezi la față. Ce vă trebuie? Băi, ne trebuie o cameră de aceea micuță, pe care noi o să o punem la un video, deși ăla... Mititel. Și după aia o punem noi... Într-o garsonieră o punem. Într-o garsonieră. După care noi îi dăm telefon pe mobil, ea începe să filmeze și după ce termină treaba, ne trimite nouă să vedem ce a înregistrat, înțelegi? Cam filmul ăla cu aia care-i păcălesc pe ilați. Te-ai prins? Vreți să vă uitați la gagici că îi și-o trag. Da. Clar. Băi, dar vezi că avem nevoie așa cam în două ore, hă? Maxim. Da. Cum în două ore? Că e miezul nopții și n-am nicio piesă. Băi! Ia bani de aici și... cumpăr. Hai. Vira. Îi pune chiftele la oameni, băi. Hai, nici aia originală nu seamănă așa de bine. Când mă gândesc și am pune la cale cu talentul aici al lui Matale, mânca așa cu furnicături. Pii, Matale, nu te furnică așa o leacă? Ba da, mă gândesc ce veselie o să fie pe voi în pușcărie și mă furnică. Hai, luați-vă fierul și valea. Nu mă cunoașteți, nu vă cunosc. Nu fi tău unic, dai cu pișorul la carieră. Lasă-l, mă, nu-ți mai răci gura de pe mână. Nu vezi că e intrat în cap să facă avere muncind? Brânză bună în burdov de câine. Ai dreptate. Ce-ai făcut, mă? Drecu capitalist, și vrei să ne șpioneze? Păi și mă, înțocăria lui Popula, cine o montează? Mare căcac, dacă de mine am deșurubat eu. Bravo, mă. V-ați descurcat. L-ați rezolvat și pe albanez. Sunteți boieri. De-acu luați aer și vă dați la fund, să nu mai aud de voi. Noi ziceam să ne ducem la mare, la Bulgar, dar cu capitalul pe care ne-l dai, Matale, ne ducem mai încolo, la palmieri. Da, și cu ce șut în cur o să vă trag, o să ajungeți și mai departe, pe la Boșimani. Adică te-lea nu ne dai? Adică vrei drupa pe nimic? Cum, mă, pe nimic? Dar cât mă roagă Mitică să vă jucați împreună și eu îl min că v-am căsăpit deja, asta e nimic? Știți voi cât țin eu la copilul ăsta? Ia uite, bă, iar mă enervez. Hai, bă, că n-ai cu cine. O să-ți pare rău. Jucăm și noi în filmul ăsta. Da? Ia puneți mâna și le refaceți machiajul. Bine că n-am mâncat dimineață. Nici eu. Cred că de-aia nu merge așa de rău. Hai să băgăm și noi la ghiozda. Cu câți bani? Nu, de cât de brezil. Și înseamnă că n-avem decât 5 lei jumătate. Unde mâncăm de banii ăștia? Hai. Tu
care ești, mă? Grișa sau Mișa? Grișa sunt, boss. Ce fică? Niet! Ce milă? Niet! Știi ce te așteaptă dacă dai greș? Hai, lasă, că te împușcă la ei. Hai, băieți, hai! Hai, băgați viteză, că dacă n-ajungem la timp, iar fac aia grevă și dau cu ouă în guvern. Eu sunt Eleonora. Da, poți să-mi spui domnișoara Popescu. Fiți în locul lui Marcel, are un necaz în familie. Auzi, după ce lăsați banii, treci un pic pe la piață. Mai am nevoie de mărar. Eu sunt Mișa, așa țin locul lui colegul. El are o problemă la doctor. N-are golanul ăsta bani de reanimare. Hai, dați-i drumul! Vă așteaptă o groază de lume. Cum merge, mă, că nu se vede nimic. Și să facă, mă, dacă e în dubă și dubă închis? E negru. E negru? Când te-am întrebat, ai zis că și tovarășul Iura tot așa le punea. El ce dracu vedea? Băi, mai întâi că tovarășul Iura le punea pâncase. Și noi de ce s-o fi pus-o pe dubă? Ne uităm la frumusețile patriei. Hai, bă, domn Cocora, bă, că mi s-au lungit urechile. Dă foame de când te așteptăm aici. Bă, ce că ne ții la dos ca pe gunoieri? Mă scuzați, n-am voie să dau gratis la clienți. I-a spus patronului că sunteți venișorii mei de la țară. Te-am făcut sărat! Uite, ești și tedeu? Aici stau eu în sesiune și când curăț cartofi. Hai, nu pe bune! Bun găsit în teleamfiteatrul Universității Spiro Haret. Ca totdeauna ne alesăm în primul rând studenților universității noastre și astăzi, în mod deosebit, studenților de la Facultatea de Matematică Informatică. Păpușel, dacă te mai benoclez mult, o să-ți pui frâna de mână pe volan. Vă rog să mă scuzați, dar noi în cantonament n-avem colegi. Ei doar nu am filme. Mai puțin și vine ursul. Ai, ce faci pilaf la ursul? E miere tot la ursul. Ce faci? Nu avem voie să ne oprim. Rechimoale o anvelopă pe spate. Trebuie să verific presiunea. N-are rost să mă minți. Nu trebuie să-mi torn gogoșile astea cu anvelopa dacă vrei să-ți reglezi presiunea. Eu cred că în locul tău orice bărbat și-ar regla puțin presiunea. Dar nu trebuie să ne ascundem prin benzinării pentru asta. Nu? Mergem undeva, într-un loc liniștit și îți arăt eu cum se face. Da? Ia să vedem. E mare presiunea. E mare. Și crește. Tot crește. Soră Filoftea, ești bine? Toate maicile sunt îngrijorate că nu te-au văzut de la alte de la vecernie. Sunt bine, soră, dar încă necurățită. Ți-am adus niște dulceață de agrișe, să mănânc, să te întremeze.
Nu o pot deschide, soră, crede-mă. Ți-o las atunci, în prag. Și te las la rugăciune. Hai, păsărar, fă-ți numărul. Uite, ursul! Nu păsești nimeni la el? Ah, vrei să crezi că nu e ursul, e Camila! Șefu, e ceva care îmi pute. La tine, la curul pute! Hai, go, 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 go! Hai, șur la ursul! Șur la ursul! Bonjour, mai dă-mă și la spor, mai lasă-mă dracu cu rețelele astea animate. Hai, hai! Împreună cu toți salariile bine meritate pe care nu-i așa, atâția oameni de bine le așteptau azi de Sfânta Parascheva. În încercarea lor disperată de a scăpa, hoții au lăsat în urmă și o altă tragedie. Cadavrul mutilat al unui gardian, un om ca noi toți, spun mutilat, doamnelor și domnilor, pentru că acesta a rămas fără cap, creierul i-a fost pulberat și se află aici, peste tot, peste tot, pe unde ne aflăm. Autoritățile nu ne-au permis să filmăm mai de aproape pentru a vă arăta și dumneavoastră întreaga tragedie, dar noi am reușit să convingem un oficial să ne procure un deget de la mâna victimei. Iată-l! Priviți, doamnelor și domnilor, degetul este împodobit cu un inel pe care, la o atentă examinare, se poate citi inscripția Grisha and Misha. Deci este foarte clar vorba despre un cuplu, deci este foarte clar vorba despre o soție, iubită sau chiar amantă a decedatului. Da, da. Amândouă sunt nume de bărbați, doamnelor și domnilor, mi se spune în cască, deci este foarte clar vorba despre un soț, iubit sau chiar amant al mortului. Grisha sau Misha, oricine ai fi, ești la lumină, opinia publică vrea să te cunoască. Păi, Vericule, ia scoate telefonul ăla. Cine a luat bani la Ezre? Spui cine a luat ca să-mi pur să nu fac taiței! Nu-i frică. Ce-o să zică mama tău să primească acasă la băiatul pachetele, pachetele? Nu-i mat, nu-i ninilă. Bine, tu! Cum vii să zică? Vasile, nu, mi-e frică, nu Vasile, nu! Stai puțin, ce ai zis? De unde cunoști tu la Vasile? Vasile? Pe Vasia? Am fost împreună în cantonament la domnul Kazakov. Așa. Și cât ai stat, Vasile, la Ivan? Până a dat noroc cu Mitică. Iartă-mă, șef. A fost o greșeală de tinerețe. N-a semnat nimic pentru mine, nimic serios. De când v-am cunoscut pe dumneavoastră, nu m-am gândit la nimeni altcineva. Mă jur să-mi cadă mie mâna. Să-mi scadă. Hai, strădătorul! Ai vândut Ezre la rusul ca să faci mișto la plimbă, ursul. I-a dat dicele de Uganda, l-a dat armii de Uganda. Uganda, 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 Uganda. Uite și Luceala, și Luceala, armii. Bași la cap, Ivan. Nu știu cum, dar n-ai făcut rusul ăsta pe toate părțile. N-ai zis tu că trebuie să vii careva care să dea și bucârca? Ia că noi suntem așa. Oh. Kazakov dă cu jula. Mergem pe benzina noastră, mâncăm, uite, că am ilogii, o luăm la oase fără număr și rusul ia lozul. Și mai ce, mă? Bă, caută, mă caută!
Anilor, bă, aici m-ați băgat. Vă faceți ca cei de domnul Oase. Nu, domnul Oase, n-am uitat, numai că a fost alții la rând. Da? Da. E, uite că a venit și rândul meu, mă. Ce... ce-ați făcut cu oasele mele? Dar, domnul Oase, fiți om că până adineau ne-a luat rusul la întrebări. Da, da, m-a întrebat și pe mine, de voi n-am știut ce să-i spun. Ia uite ce cadou am primit. Bă! Bă, șubulanilor, bă, mie taravela aia cu oasele mi-a intrat în cap și nu mi-o scoate nimeni. Așa că dacă până mâine nu săriți cu oasele, vă împăiesc pe voi, mă, și vă atân la Antipa, s-a înțeles? Ești vorba? Să vezi ce întrebări îi pun eu lui Ivan. Kazakov? Max, spune-mi unde umblă idiotul ăla care n-a venit cu banii mei până acum? L-am căutat prin GPS după chipul din ureche, dar nu l-am localizat. Problema e că chipul nu mai transmite nimic dacă urechile se înroșesc. Pentru un anume motiv, urechile lui Mișa s-au înroșit. Sorry, boss. Tot ce zici, Raul? Văd un codru întunecat. Tu, compadre, ai intrat în trânsul și a rămas acolo până am văzut lumina. A intrat în pădure, i s-au înroșit urechile și a văzut lumina. Oi, Mișa, Mișa, în ce dracu te-ai băgat? De când a înțeles cum e cu presiunea, Mișa a uitat și de bani și de filmele porcoase. A văzut lumina și a rămas cu ochii în ea. Rău e că și eu am rămas cu ochii în soare. Dacă n-ar fi fost săra cu Mișa, n-aș fi înțeles cine mi-a suflat bani. Alo, Cruella! Da, 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 faci un cacat, faci. Eu vorbești, tu ții fleanca. Ursul, ai venit cu mâna în cur, ai venit. Ai tras țeapă la Izre. Cum cine? Ivan? Dar cine ai spus la Ivan? N-ai spus, Vasile. Ai făcut probă albaneză și n-ai spus, Vasile. Îți spun eu cine ai spus. Da, da. Nu, nu la telefonul. Vii acolo și faci urgia, faci! Să vezi tu, faci la mișto. Să știi că eu m-am hotărât. Eu nu mă întorc la Chișinău nici mort. Ce are a face, mă? M-am hotărât. Dau cu jula. Îi las pe alții cu cărca. Cum am anglit rusul banii de la bancă, îi manglim și noi de la ei. Cum ar veni să ne angajezi din banca să-i tragi în banul îndărât? Ăsta-i business. Păi, dracu, business e să ne bunghim unde ține ascunși, să-i umflăm și să o tăiem la palmieră. Ăsta-i business. Numai să nu-i țin în garsoniera lui Mitica. Ce, mă, ce frică? E mai bine să tragi mâța de coadă, să o tot iei pe cocoașă, să ajungi ca moșul la diliu care vinde oase expirate. Nu ține, bă, rusul banii la el în curte, spun eu, că-l frige. Sigur i-a băgat undeva la dos. Noi le luăm urma. Aflăm unde-i ține ascunși și umflăm. Mă și văd bronzat cu floare în buric. Este? Nu știu dacă pătrățel se vista cu floare în buric, dar sigur nu mergea la palmieri.
Sunt sigur că lindicul ăla de albanez a mânărit treaba pe drum. Și bogul ăsta n-a simțit nimic. Putea să-l taie și împrejur, că tot nu-și dădea seama. Deci, uite ce mai clar. Mai încercăm o dată. Ultima speranță. Dacă nici asta nu merge, e irecuperabil. El compañero vio la luz, sí señora, qué rico, el compañero vio la luz, él la ha visto. Ia mai scutește-mă, bă, compadre. Cine a luat banii trebuia să vadă, nu lumina. La mitică. Dacă-mi permiteți, boss, am proba materială că nici albanezul și probabil nici Mișa nu sunt băgați în rahatul ăsta. Acum spui? Îl mai țineam naibii pe aici, mai făceau una alta. Trebuia să fiu sigur 100%, boss. Am găsit în fermoarul pantalonilor lui Mișa acest fir de păr. E clar că de când a intrat în luptă și până când a văzut lumina, a fost în contact cu o persoană de alt sex. Cui era băgameș? Ia și Serioja sunt singure persoane de alt sex care știau de misiunea asta. Asta înseamnă că... Boss! Ești boss și mitică de miș! Îl linși, îl ia cu laba, dar să-l știi, mă, tale! Yes, mama! Cât l-am chinuit eu cu regimul și ce ușor l-a învățat Mișa. Serioja, lasă-i să doarmă împreună. Tovarăși, hai să dăm o tură pe la sfinția sa. Liber, șeful. Willkommen, willkommen! Ia bine, parisi, că grupul e deja la masă. Ce grup e, Staca? A, sunteți români obraznici. Păi mă gândeam eu după ce pantofi nefăcuți aveți. Tu, ăla ce-o pârțit tu, ia-l pe nesimțitul ăla care fumează în Sfânta Mănăstire și Valea. Azi avem zi de străini. Măi, eu vă zic una și voi mă luați în balon? Ce e aici, liceu? Ia, ciuruc, că vă ardun acum de vă fac suveniruri. Stai puțin, că și dânsul e străin. Ce străin? Albanez. Cum să-i dacă e albanez? E extracomunitar. Ți-a venit la pomană? Mâine să dă coliva. Hai! Ce pomană? Ce coliva? Ai bătut sănile la cap? Ce ai să-i atacat? Dacă vrei de muncă, e de coasă pe vale. Ce muncă? E o greșeală. Suntem în vizită. M-am prins. Ia vizitați puțin ieșirea. Hai! La mine au venit, la mine. E frate meu vitre, crescut la Tomie și albanez. Vai de mama lui. Sora Glaia, fă excepție, te rog. Nu ne-am văzut de mici. Aha. E, hai, treacă de la mine, dar să-ți țină flanca. Dacă mai bate toba că e albanez, ți-l aranjezi de o să zici că să-l altuia Lendelon. Uai, ai făcut niște baba nebună că pui mâna la și tu tochezi-o, spargezi-o. Da, da, jreacu. Aglaia a fost milițiancă în civilie. Dacă pune ea mâna pe tine, te înnoadă. Ce cauți aici fără banii mei? Dobitocule. Rusul Ivan, ai tras steaba. Ai prins ursul și a luat banul. Dar eu știu cine ai spus la rusul. Ursul! Pătrățe? Adică vrei să spui că o puță bleagă mă trage în piept pe mine? Nu știi sigur. Dar dacă n-ai spus ursul, ai spus tu. Aha. După tine, mirosul a japiță? Ia, verifică. Șeful, vă simțiți bine? Poți să intru, șeful? Ah! 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 Ah!
scuzați. Duci. Rămâi pe Kazakov și mi-aduci banii. Că dacă nu, îți bagă ăsta până în gât. Din direcție opusă. Hai, și până atunci, treci la regi, da? Fără fân, fără făină. Marș la treabă. Mor eu, dacă nu iese ăla mai repede, nici cu Dalta nu ne mai scoate aici. Nu se vede nimic? Păcat mea, m-a frit! Ce-am zis? Trebuia să ne vedem noi din meserie și să nu ne apucăm de furtișacuri. Ce m-au mai frecat atâta la icre? Că vin costracii, ce te opresc eu? Tu te caută-l pe Preda, dă-i oase, lăluase, să vezi ce... Tocăiță de măciuci ce ți-ai tu pe spinare. Am căutat să fii tu sănătos. Ai căutat, bă, dacă eu nu știu că n-ai dat niciun telefon. De ce-ți dau telefon? Când dat SMS, că e mai ieftin. Hai! Ce-ai făcut, mă? Te-ai bășit? Eu? Adică tu te... Ai... Bă, ne fură roata. Și? Dă-te jos și pucnește-i. Și să ne dăm de gol. Și ce pana mea vrei să facem, mă, fără roți? Taci! Welcome to our monastery. Eu, Aglaie, o să vă arăt show, our incarnations. Masa, papa, la prânz. Și n-o lălăiți că mai mâncați o dudă. E regulă? Puștea mușcat, rusul luat leaf și amărtai la rece. E regulă. Mai ține la pomnit încă două zile. Vezi cum plătește asupra. Să bași cărbun, pătrățel, că mă cocătesc și te las cu ochii în soare. Da, curelul. Ce de cețele? Ce spun tot ce-i... Mâna se mai întâmplă, hai să te ajute. Nu vă sperați. La Hruba cu Vioase Sulfina, cum pot ajunge? Uite, pe gaura aia, fata mea. Mergi pe niște galerii, până dai de băgăună. Mulțumesc. Oameni, ce rang de turism ăsta. De la anul băgăm ori inclusiv. Alo, măscăricilor. Voi n-ați văzut afișul? Azi interzis pentru români. Pe unde ați intrat? Por la puerta. Aolo, spaniol, ce pisici! Voi? Voi nu ahora. Voi mai mui tarde. Mult mai mui. Vreo două ore, așa, hai. Sora Aglaia, nu repezi. Dânsul este de la UNICEF, e legătură cu copiii străzii. Vai, săracii de voi, adunați de pe drumuri. Mangiare? O tocăniță? Un vinișor bisericesc? Hai, lasă că știe tante Aglaia. Parachi, hai! Ce facem ăsta aici să-ți povedește? Rușii se vlavioși, vere, nu jucărie, până să împărtășați, nu pun în gură. Vorbești să n-adormi. Și tu ce tot te... Oși bondește acolo. Îi dau SMS-ul, Preda, să ne aduc oasele aici. Când au ajuns la Kazakov, noi eram deja plecați. Bă, tu nu ești întreg la cap, bă? Păi noi ne ținem după rușii, tu îl ții pe la după noi. Dă-le dracu de oase. Bă, eu nu mai mă-i lua pe mine, refec, acuș mă burzuliesc. Mi-e încrapă obraz de rușini, să știi, față de domnul oase. Na, iete că l-am dat. Băi! Rămâi până untru, bă, te recunoaște dracu careva, bă.
putană! Frățioare, în viața vieților mele n-am să mai pun țigara în gură. Să mor eu dacă am mai văzut vreodată doi păcăliși ca voi. Hai, jos imediat și veniți după mine. Trebuie să tai la Ivan. Trebuie să tai la Ivan. Trebuie să tai la Ivan. Șeful, de ce nu încercați dumneavoastră să vă înțelegeți cu domnul Cazacu? E om de înțeles, să știți. Adică să rog frumos să dea banii la mine. Nu, dar să face jumătate banii și marfă de la ajutor. Cam nu poți. Banul de la banca frige, dar nu cauți. E asigurat. Marfa de la beci, frigetare. Că ai luat ezrei la unul Siegfried Beck, habar n-ai cine e. Siegfried asta sigur caută la marfa. Nasol, oricum eu tot zic să n-aveți încredere în dânsă. Cruela? De ce să nu crezi? Păi de ce? Hai zi! Nu, șeful, că vă supărați. Nu spui? Știți când făcea? Am mai auzit-o de-astea și... Asta se preface, șeful. Așa vă zic, că după ce te-am iertat din pătuca, cum vrei să ne faci felul, a? Oilo, ce minte de pătrat aveți! V-aș fi lăsat în drum să vă toace macaronarul, dar am nevoie de mușchi. Vezi că aici n-ai nimerit-o, că noi nu suntem pe partea cu mușchii, noi suntem pe partea cu Bibilica. Zău? Și ce zice Bibilica ta acum? Tot ai bunghit că banii furați de la bancă sunt undeva prin zonă și nu puteți să-i car singura. Bine, mă, vă merge mintea. Hai! Ce este? Dulceață de acrișe cu zahăr înmulțiresc. Am găsit asta în... Mă rog, la locul faptei. Recunoaște că e al tău. E blond. Eu sunt acaju. Poate ai purtat perucă. Da, poate ai purtat-o tu. Păi dacă trăgeam eu losul, te mai așteptam aici. Crăpinule. Banii au plecat din bancă. Cineva a pus o boarfă să-l facă de cap pe plăvanul tău, să schimbe saci, să facă circul cu duba ca să arate că a luat plasă. Așa ați pierdut voi și războiul rece. Dacă nu te duci acum să iei gâtul, înseamnă că tu ai manglici partea mea și ți-au eu ție gâtul. Îți permit să mă luminezi.
Tiba, țarina mea. Pașli! Nu te grăbi, mare, că avem negăvărit. Urcă. Hai-vă la promenadă. Da, așa, la meserie. O, scos! Nu mă lănește. Nu o să scoți nimic de la mine. Nu de la tine. O să scot din tine. O să mărdăresc cât o să vezi ce o să iasă. Și din ce o ieși, facem un tartar și dăm și la burinele și lumitică. E la regim. Nu mănâncă decât vacă. Las că mergești de bou. Crezi că așa scap de un ofițer al glorioasei armate roșii? Păi altfel cum? Îmi dai voie? Nu. Uite așa. Vezi, băi, mă, domnule, că am avut dreptate? Păi dacă îi tăiam nasul, cum ajunge aici, mă? Nu te mai da cu rotun, că și tu ești blei ca și el. Te-ai fi gândit să mi-o pui și nu te-ai fi dus în lume cu nas lută. Bă, eu am venit să vedeți și am gru. În sfârșit, eram de partea care trebuie. Dătuse norocul peste mine, chiar dacă venea cu doi luzeri la pachet. I-aș mai fi lăsat să se bucure. Aveam planul pentru ei. Cruella! Ai venit să vă prăpăd! Hai, mortăciunilor, că ne prinde noaptea! Dacă eram singur acui, număram în vârful patului. Mă, domnule, de ce umflam mânaiul, te arăt un loc cu interiorul cu cerpi, dacă știam ce gură are. Da, te știi, plec așa, te-ai. Ai zis tu că nu mai dai cu cârcă, nu? Ce ți-i știi? Da, frunte ți-a pus. Ia te uită, boarfa blondă. Blondă, da. Când o-i vrea să-ți dai masteratul, să mă cauți. Cruella! Coapte pălul și păina! Poate da-mi plăgește dobitocul. Ce face slugilor? Se roagă săraca fată de voi și pe voi vă doare în cur. Fată, uite cum se face. Bă, nu mai da foc cu spritul că te șparg! O, mai cuță, mână, ai bucătosule! Aici nu pun eu mâna pe gârbașul ăștia! Așa, mână, mă! Cruella! Nu mai urla așa, creștine, că scoli și morții. Pe cine cauți? Pe Cruella! Spui să duci aici, barba lui Zre! Mă, hamelon, hamelon cu toi, cum fai, cum e? Toi hong ni biet, ong noi hang nou, ong biet kong. Có, tôi đến từ Sài Gòn để lấy, hamelon của tôi. Toi hiểu rồi. Dumnealui spune că nu e marfa dumitale, zice că e marfa lui. Zi la Clatita că-l faci muci. Marfa de la Izre, ea nu mai stic feedback. Toi eu zoi, cum vei zic? Toi le-a stic feedback. Toi eu zoi. Zice...
zice că el e zic Flickbeck. FBI! We take him right in! Ei, olaie! Nu mișcă nimeni! Sunt plutonier în rezervă, Aglaie Ozog, fost la brigada antidrog și vă arestez pe toți! Zice că pe american nu, ci că să meargă acasă. Îi așteaptă cu masă. Moment! Numai eu plec acasă. Domnișoara Popescu. Vezi? Ai vreo două camere centrale. Nici moartă ta, bătrân. Așa, pătrățel. Plimbi ursul la minore. Ia mai fă tu o penitență. Toată lumea pe burtă, hai! Și chinezii, și americanii, hai! Cubanul nu? Cubanul nu, cubanul nu, cubanul nu, cubanul nu, cubanul nu, cubanul nu! Ura! Cruela! Cruela! Eu fug în lume. Tu rămâi aici. Mâine e ultima zi la mele. Rufele călcate sunt pe aici. Agata, aduc cheile mașinii. O să piei în focurile ghienei, că ai scucat haină mănăstirească și ai năpăstuit atâta lume. Mai taci, recu, din gură, că de o lună mă cași pe bătături și-mi faci capul calendar și să mă cac în dulceața ta de agrișe, care nu-i bună de nimic. Păi dacă pui zahărel pe ea, cum să fie bună, idiotă, a? Mamă, de când așteptam să-ți dau un ambon, m-am închilozat. Agent Oprina Dorina. Zisă și Agata, care te dă gata. E bună, nu? Baptistule, n-ai spus tu că la oamenii de treabă Dumnezeu le dă tot ce își doresc? Așa-i, frate, Arcoa. Atunci înseamnă că noi suntem tare de treabă. Aleluia! Sănătoși și mergeți cu bine. Și mai pofti și la anul, dacă ți avea vreme. Mă gândeam să facem un festival așa, cu distracții de-astea pentru turiști. Lelo! Și acum, încotro. Știu și
dacă nu mai aveți servicii. Să dăm o tură până la Cocole? No, frațioare. Eu nu mai mănânc lângă căcăștare, mai bine rap. Ai rupciugoșilor, vă fac eu cinste. Mi-a rupt bicicleta alergând după voi să poate. S-o îmbătrân. Au și ciolanele astea m-au rupt. Dânsa ai de încredere? Cine mai știe? Mulțumim, nu mai e cazul. Ce nu mai e cazul? Oasele. Domnul Oase nu mai are nevoie de oase. Bine, n-am înțeles. Cum adică? Eu îmi pun viața în primejdie ca să le... Băi, e de încredere sau nu? Ca să le subtilizez și acum lui domn Oase nu mai trebuie. Bă, nu mai interesează. Fie la mine, am bătut palma, bătută rămâne. Bă, vă luați oasele și vă spălați pe cap cu el, auzi? Că vă... Ce ignorant, bă, bă, bă. Ce animal a fost ăsta? Șiva care zboară. Ah, pterodactil. Ordinul pterosaurienilor. A trăit din Triasic până în Cretacic. Este asemănător cu liliecii noștri de astăzi. Cel mai mic cât o rândunică, cel mai mare cât un planor. Vezi, mă? Dacă îi explicai așa lui Oase, nu mai cotonogea de în prima. E o fosilă, oasele astea fac o groază de bani. Nu că la noi ar da cineva bani pe ele, da? Te-a încercat la Chișinău, dar slabi speranți. Bravo! Atunci putem să ne căcăm pe ele. Minti că n-are voie, eu zic să-i le dăm lui Cucole. Ce mă, e singurul pe care îl cunosc în alimentația publică? Păcat, oasele astea ar fi trebuit să stea într-un muzeu. Ăsta-i finalul pe care l-am visat, dar n-am de ce să mă plâng. Nu mă mai trezesc niciodată înainte de prânz, iar băieții se bronzează non-stop, cu paie în gură și cu ochii după fete. Ce departe am ajuns și cât de ușor. Domnișoară, domnilor, gestul dumneavoastră e fără egal. Nu știu cine altcineva ar fi returnat muzeului niște relicve atât de prețioase, găsite la marginea drumului. Mulțumesc. În ce privește recompensa dumneavoastră, o preferați? Ceș, dacă nu vă deranjează. A, nu deloc, asigurarea a plătit deja. Nu vă teme să umblați cu atâția bani asupra dumneavoastră? Nu, că la adică angajă mușchi. Da. Mai e ceva. Vă rog. Mai e o treabă, dacă se poate. Sala asta unde o să stea Vrăbiuța să se numească Sala Crănescu, zis Oase. Cu plăcere. E o rudă? Nu, e o era... Un fel de ortoped. Fruntaș. Da, desigur. Mă întorc imediat cu banii. Thank you.